Asociația Județeană de Fotbal s-a întâlnit recent în ședință pentru a stabili, printre altele, programul desfășurării partidelor din play-off, data acestor partide și locul unde vor avea loc cele două întâlniri. După toate probabilitățile, echipele din Seria Sud care vor participa la play-off sunt Dunărea Giurgiu și Arsenal Malum. Acolo poziție finală în clasament se va stabili după etapa de mâine, ultima a campionatului. În Seria Nord vor participa la play-off formațiile ASE Singureni de pe prima poziție, precum și AFC Avântul Florești de pe poziția a doua. În ultima ședință Asociației Județene de Fotbal s-a stabilit datele de disputare a play-off-ului, cât și ordinea de disputare. S-a tras la sorți și s-a mai stabilit și localitatea unde se va disputa play-off-ul și finala campioanei județene. Deci, pe data de 7 și 8 se vor disputa cele două jocuri, adică locul 1 din seria, primul meci va fi locul 1 din seria Sud. Finala campionatului județean este programată să se desfășoare sâmbătă 11 iunie de la orele 17. Atât partidele din play-off cât și finala se vor juca pe stadionul din localitatea Bolintin-Deal.